Se întrerupe apa pe mai multe străzi din Timișoara și localități din Timiș. Timp de câteva ore, timișenii nu vor avea apă la robinete. Aquatim întrerupe astăzi furnizarea apei pentru remedierea unor avarii pe străzile Traian Lalescu, Ioan Curea, Bulevardul Vasile Pârvan, Verde Agricultorilor și în Moșnița Nouă, Săcălaz, Recaș și Remetea Mare. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, astfel clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.